Partidul Mișcarea Populară Suceava, alături de celelalte organizații din țară, începe o campanie de strângere de semnături împotriva introducerii accizei de 7 eurocenți la litrul de motorină și benzină, care ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. Numele campaniei este Ponta te arde cu pompa, atenție, cresc prețurile. Campania a început miercuri și se va derula timp de 4 săptămâni. Voluntarii PMP Suceava vor merge în parcări, la benzinării, la târguri de mașini, dar și pe străzi, în piețe, în supermarketuri, în mall-uri, pentru a le cere venilor, indiferent dacă au sau nu mașini, să semneze împotriva creșterii prețurilor. Această majorare de acciză este o suprataxă care trebuie oprită pentru că va genera creșterea prețurilor. Este o taxă anticetățean, o taxă contra întregii Românii. Este suprataxa prin care Ponta vrea să le facă plinul baronilor locali pentru campaniile electorale pe banii sucevenilor și a românilor. Sucevenii trebuie să știe că introducerea accizei înseamnă automat creșterea prețurilor la toate produsele și serviciile. Nu doar șoferii vor plăti acciza, ea va fi plătită de fiecare român. Intră în vigoare acciza, cresc prețurile la benzină și motorină, dar și la pâine, lapte, ouă, făină, carne, bilete de autobuz și de tren. Estimările noastre arată că fiecare român va scoate din buzunar 400 de lei în 2014 pentru a plăti această acciză și toată cascada de scumpiri determinată de ea, se arată într-un comunicat al PMP Suceava. Partidul Mișcarea Populară consideră că există soluții care să evite această nouă taxă. În primul rând, guvernul trebuie să lupte mult mai serios cu evaziunea fiscală, iar în al doilea rând, guvernul trebuie să fie mult mai serios în absorpția fondurilor europene. Banii europeni aduc dezvoltare în țară și sunt gratis, a transmis PMP Suceava.